Gelu, trească. Bine ai venit la noi, bine ai revenit la noi. Doamne, ajută să fim sănătoși. Uh, și ca să parafrazez uh, versurile care sunt atât de discutate. Ce pula mea facem? Vai, dar cum poți să vorbești așa? Așa. Zici și tu ce falusul <laughs> meu facem ca să înțeleagă, <laughs> să nu mai e de lumea ochii peste da, cap? Da, da, da. Sau poți să zici ce rușinea mea facem? Ok. Da? Ca lumea să nu se mai oripileze, că, Doamne, iartă-mă, noi vorbim doar în mm -hmm. cuvinte extrem de ales, în mod uzual. Nu vorbi de pulă și nici de futere, non-futere, dacă nu merge, de ce să facem aici? Da. De când a început această nebunie, constat că mult, foarte multă lume n-a înțeles nimic. Adică. N-a înțeles. A. Te înșeli. Da? Am înțeles foarte bine. Numai că, știi, versurile alea au atins niște chestii. M-au arătat cu degetul. Și spune acum, mișcarea feministă din România n-a arătat cu degetul. A tras atenția asupra problemei. Civilizat. Civilizat, foarte frumos. Dar mm -hmm. au făcut proteste, au făcut happening-uri, marș împotriva violenței, conferințe, întâlniri. Dacă n-au pus degetul și au zis, bă Mirele, că de fapt aia a fost. Mm -hmm. Știi? Adică mulți ne-au regăsit în personajul ăla. Da? Iar clipul este foarte mișto făcut. Adică din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai bune clipuri din ultima perioadă, în care îți arată așa, știi, femeia domnișoară, da? care este o marionetă, părul lung în mâna celorlalți, Ăia o educă cum să fie. Nu mai vorbi prostii, că ești domnișoară. Uh -huh. Tu trebuie să porți fustiță. Femeia mamă, care este prelungirea inutilă a organelor sexuale, imaginea cu păpușa da, și femeia matură, a că nu mai contează, e singura îmbrăcată din film. da, Din tot uh -huh. asta, singura îmbrăcată. Sorin cu Cucerai vine și explică foarte mișto chestia asta și așa este. De fapt, noi știm foarte bine ceea ce, -a ce, ce spune fata aia acolo. A folosit două înjurături, mari și late. Bă, cele mai uzuale. Care, pe, asta zic, care ce? peste tot. Cum adică intri în orice lari? școală generală, nu peste liceu. ce vorbim? Și este da? plin. Dar și sunt inofensive. Una, una zice, femeile se fut. Mm. Bine! Mm -hmm. Așa. da. Și a doua zice, mă apăr exact în pula mea. Ei, băi, dacă nu spunem... Asta, odată la trei zile, 80% din populație, nu cred că mai spune. Corect. Da? Dar nu, nu ne-a deranjat asta. Știi? Adică, e o chestiune. Ne-a deranjat vorbele murdare, noi aia care, de fapt, zilnic încercăm să folosim cu... Suntem bănescu, mă. Voi ați văzut că bănescu de multe ori. Eu am nevoie de Dex, uneori să-l înțeleg pe bănescu. Așa. Da? De serios. Da. Și, și asta e talon. purtătorul mm -hmm. de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. Nu vorbește pe înțelesul tuturor. Nu vorbește pe înțelesul unor iașle. Mai tu ți dai seama? Da? Deci purtătorul de vorbe al beore, mm -hmm. da? Nu vorbește așa în elit. În... Da, da, Niște da. cuvinte de ai nevoie de des. Are un aer fantastic de superioritate, Ei, de aroganță. asta ne de... arată da, un tip da, de da, comunicare da. la care noi dăm ochii pe spate. Caragiale, da, uh, da când citea din Răcnetul Carpaților. Mm -hmm. Da? Ce a vrut să zică? Da? Păi, de fapt, spunea cu totul și cu totul altceva decât ce a vrut să zică autorul în acel articol. Mm -hmm. Pentru că noi astea suntem. Ne place să părem ceea ce. Rog, nu caragiale, suntem. Nu ale da. Da? <laughs> ne place să părem ceea ce nu suntem. De fapt, mm -hmm. în toată povestea asta, cred că noi ne-am simțit arătatul cu degetul. Da? Și cred că mulți dintre noi am simțit nevoia să justificăm agresiunea noastră împotriva femeilor devenind agresivi asupra imițătorului. Da? Uh -huh. Care ne spune, Mirele, că ai mă dăm o problemă, acolo problema. Da. Și eu spun, eu ce urât vorbești. Uh -huh. Bă, dar ești nesimțită, mă. Cu lumea că Erica a anticipat chestia asta. Da? Și a pus versul ăla, versurile alea mișto, știi? Erica, vorbește frumos, că ești domnișoară. <laughs> da? Uh -huh. Adică ai anticipat tot da. felul de chestii de genul ăsta care sunt, arată un fel, arată și, odată, fariseismul, doi, statutul femei în societate. Femeia trebuie să fie doamnă pe stradă, gospodină în bucătărie și curvă în pat. Să-mi mort -o. Dar mi-a rămas încă mentalitatea uh -huh, uh -huh. aia. Dar mai arată și chestia asta că uh, ai auzit, băi, este auzit-o murit unei femei care fumează pe stradă. Mă. Bărbatul care fumează pe stradă e macho. Vă aduceți aminte reclamele alea la Malboro cu bărbatul pe cal? Noi am rămas încă acolo, frate. Da? Adică, știi, bărbatul are voie să facă lucruri. Dacă femeia are un partener în afara căsătoriei curvă, dacă bărbatul nu are un partener înainte de căsătorie, e prost. Înțelegeți? Adică, noi avem chestii diferite în comportament. În ne ca partenera de lângă noi. Trebuie să fie bun, așa. Dar dincolo de chestiunea românească care e așa mesajul ăsta vine într-un context care nu e doar românesc adică de pildă Erika n-a făcut decât să traducă să se joacă ce, cu o melodie da, da, da. Nu, nu doar partea cu Macarena ea n-a făcut decât să traducă niște mesaje de, de pildă ăsta dacă bărbații n-ar exista cine v-ar proteja și așa Asta e uh, uh, asta e o chestiune foarte răspândită afară și e tradusă cuvânt cu cuvânt. Deci, ei aparțin doar versurile exact în. Exact, da, da. A, atât, doar, doar alea. Restul Chestia sunt, metrică. Da, da, da. Restul <laughs> sunt niște, uh, uh, să zicem, hashtag-uri, astea sunt niște uh, lucruri traduse și e un trend. Remarca și Ștefan Baghiu treaba asta într-o postare. E un trend în muzica trap. În general, e un trend pe care îl găsim și în manele, și cam asta ar fi contextul. Contextul uh, potrivit căruia femeia trebuie să fie supusă, avem treaba asta acum, este, este un context despre care discutăm, și că supunerea ei este, joacă și rol de uh, uh, măsurare a succesului în, uh, în viață. Și asta e, o, uh, asta e o chestiune foarte interesantă. Și mă întorc la uh, noi, în România, pentru că trebuie să ancorăm toate lucrurile aici. Și eu stau de vorbă cu foarte mulți tineri. Am copii care, na, încă sunt, sunt mari, dar sunt uh, tineri, femeie are 17 ani, femeie are uh, 22 de ani. Și uh, de când era femeia în, în clasa a 9-a, 10 -a, venea acasă și povestea uh, uh, absolut șocată despre cuplurile de clasa 9, 10, 11, 12, în care el o bătea pe ea în fiecare zi. Și asta era o chestiune percepută ca normală. Bun, hai să luăm pe rând. Cu siguranță statutul femeii în spațiul românesc nu este unic. Cu siguranță vorbim de o mișcare da, la nivel global generată de secole de patriarhat din ăsta, toxic în mm -hmm. ultima perioadă, da? de la un moment încolo, da? și de o dezvoltare a unei noi identități a femeii, generată și de accesul ei la educație din ce în ce mai mult și de participarea din ce în ce mai mare la progresul economic. Adică războaiele, din primul război mondial și nu numai, au adus cu sine inclusiv chestia asta. Da, bărbații erau pe front, femeile au participat în viața economică pentru că bărbații erau pe front, da, au realizat că, de fapt, pot deveni independente, că aveau venit. Până atunci nu prea aveau voie să muncească. Mm -hmm. Au realizat că, de fapt, ele contribuie și au început să-și ceară drepturile. Mișcarea sufragetelor și toată chestiunea asta. Și ele au început, pe urmă, drepturile să fie din ce în ce mai uh, vizibile și solicitate. Drept de vot. Iată, când s-a pus în dezbatere de dreptul de vot, lumea zicea: Băieți, nebunit, femeile să voteze. Mm -hmm. Astea, sunt emoționale, mă, habar nou, ce fac astea. Da, dreptul de a ale fi alese. Mm -hmm. Altă discuție. Dreptul de a studia minimul, dreptul de a purta pantaloni. Dreptul adică... de a purta. Încă, Și încă avem părți în societate, în lumea asta, mm -hmm. unde încă discutăm despre drepturile astea pe care noi le considerăm, cum să spun, date de cânhău. Mă, mm -hmm. nu sunt mm -hmm. de cânhău nici la noi câteva zeci de ani, 100 max, uh -huh, uh -huh. da? nu sunt de când hău, nici la noi. Că noi trebuie să înțelegem lucrurile astea. În momentul de față, de fapt, discutăm despre o luptă, o nouă etapă în lupta pentru respectul da, pe care femeile îl cer. Eu nu spun egalitate, pentru că femeile nu cer egalitatea aia pe care Mirel o înțelege. Da, bă, da, stai puțin, care e sacul de ciment? Dar nu trebuie să căute care frate a făcut de ciment, că uh -huh. nici tu nu faci copii. Uh -huh. Adică... Dar există, există această imbecilitate, o, o întâlnim la foarte mulți bărbați, sunt extraordinar de mulți care, că de când vorba lui Umberto Eco de când internetul a pus o portavoce în mâna idiotului satului, atunci toți ăștia se exprimă. Până acum nu i auzeai. Nu i auzeai până acum niște ani. Erau la birtu din sat, în la treaba lor, dar nu i de alte nu toată lumea. de când au această portavoce, urlă în ea și zic Păi stai, domnule, nu suntem egali? Păi ia, treci și tu și fă nu știu ce. Deci ea așa percep egalitatea de de, Măi, din punct de, vedere, de. În multe lucruri, de la abilități până la acces la educație, de la capacitatea de a face mai multe lucruri deodată, până la rezistența la durere, mm -hmm. femeile ne sunt superioare din punct de vedere științific. Da. Adică, statistic, științific, dovedit, demonstrat, dovediv, da, demonstrat da. ele sunt superioare bărbatului. Mm -hmm. A, da, noi cărăm sacul de ciment mai mult, mai tă, repede. Mm -hmm. Da, și mai tare. Bă, și pe cherie, Adică, da, și nouă ne atârnă. Măi, de fapt, aici e superioritatea. Că noi avem organul sexual care ne atârnă, mm -hmm. ele le au în interior. Înțelegi? nu Aia Ai toată șmechirie. De acolo a devenit, știi, teoria asta că noi suntem superiori. Nu, suntem în niciun caz superiori. Și femeile, în momentul de față, revin, au ajuns la o nouă etapă a luptei pentru drepturi. Pentru că, de fapt, în ultima sută de ani, de când au început lucrurile să se schimbe în bine, s-au atins niște borne. Însă suntem departe de ceea ce înseamnă respect. Departe. Și acum cred că etapa. Suntem în etapa în care vorbim despre libertatea asupra corpului. Da? Libertatea asupra spațiului intim al femeii. Până acum am vorbit de drepturile astea extrem de vizibile, economice, care nu sunt atinse nici astea 100%. Că nu sunt. Da? Nu avem pe liste femei. Nu sunt. Da? Însă. Avem o zonă da, care conduce către moarte, proprie, la fizic. Adică nu e metaforă aici. Deci noi avem, spre exemplu, în România, o femeie care este victima violenței domestice la 30 de secunde, a unei forme de violență, da, de la cea verbală până la cea emoțională și cea fizică, și o femeie care este omorâtă la șapte minute. da, Adică noi asta avem în România. Și atunci, logică, femeile au, au nevoie să intre în etapa asta, nu? Pentru că, uite, îți moare mama, îți moare o prietenă, dar sunt oameni din jurul tău care suferă și atunci nu mai poți să spui lasă că eu vorbesc despre drepturile economice cu precădere. Uh -huh. și e o chestiune care a ajuns într-o etapă în care nu se mai poate. Pentru că uite, eu conștientizez altfel ceea ce tu spuneai ca ta copilă spunea acum câțiva ani. Mm -hmm. Da, incorectitudinea ca bărbatul să mă bată zilnic și să-mi spună pe că mă iubește. Exact. Da, adică eu înțeleg acum cu Eu eu am zilnic, trăit practic. toată copilăria mea a fost despre asta, și despre la tata la băut care venea, o bătea pe mama, pe noi niciodată, de aici erau și mm -hmm. sentimentele astea ale care au creat traume, bineînțeles. Bă, noi iubim pe tata că nu ne bate pe noi. Dar îl detestăm pentru că o bate pe mama? A doua zi era cu scuze și Uite, cu nu mai fac și cu nu știu a, ce și cu la aici, la la? A intervi, aici pui punctul pe ei. Toleranța excesivă pe care noi avem față de formale, formele astea de violență domestică sunt pentru că erau peste tot. Exact. Noi am trăit cu ele. Toți. Am normalizat răul noi. Și ba, pe vremea lui da. atunci când se întâmpla la noi în familie, erai obligată cumva de societate și de toată lumea să stai. Eu mi-aduc aminte că se, se umbla la, la, la această problemă atât de greșit. De pildă, tai, că eu nu mai avea dreptul să ridice el banii de salariu de la uzină. Îi ridica maică-mea, că lucrau la da, aceeași da, da. uzină. Adică se luau tot felul de măsuri de astea să-i țină împreună. Mai mult decât atât. Uite, în cazul meu, în cazul familiei mele, aceea situație. Uh -huh. Un tată superb în relație cu copilul. Exact Superb. Da, un soț îndoielnic și eu am spus-o. Adică nu bătea foarte des, însă în momentul în care bătea era de o violență, sau cel puțin mie mi-a rămas în mm -hmm. cap violența, mm -hmm. dar aia, cum să spun, care pentru mine nu are explicație logică. Și eu i-am spus tatălui meu, Dumnezeu să-l ierte, am avut discuții pe chestia asta. Da, și mai mai spre exemplu, în momente de, în episoadele de astea extrem de dure, se ducea la miliție, cum era atunci, mm -hmm. Da. Și spuneau: 1. Uh, dacă vrei, ne ducem și luăm, da? Stă un an de zile, vine pormă, la revedere, te omoară pe stradă. 2. Dacă pleci de acasă, tu, noi te aducem din post în post. Și te aducem acasă, pentru că ți-ai părăsit copiii. Da? Și atunci, tu, tu, ca femeie, erai, de fapt, într-o chingă. Mai mult. De erai dată. tu într-o pușcărie? Erai tu într-o pușcărie. Da. Te duceai la propria ta familie, cazul mamei mele. Și spunea, uite ce se întâmplă. Și vorbea cu taic, cu mai și spune, și așa, spunea, lasă, mamă, cu ea cum e tânăr. Când o fi mai bătrân, o să fie asta. Să mai da, liniștește. E singura bătută. Dar Toată iubește bătut. pe copii. Exact. Ți aduce bani în casă, nu bea, nu face, nu drege. Că nu avea toate ah, okay. Nu avea chestiunile astea. Taic nu bea absolut. Deci nu avea nici scuza asta. Nu, dar nu există scuză. Dar taic nu avea chestia asta. Da? Deci, nu că idee că la, la neam la mine era prostica, da, da, era, lasă-l a băut, da, n-am mai știut ce face. Și atunci toată societatea Fiecare se, unia, se Vedeam în jurul meu, <coughs> da, femeile bă, vecinilor mei, români, sadea, care erau băgate în beci și bătute cu funia. Și care a doua zi și au vinete peste tot și ziceau celebra, da, că au tăiat lemne și le-a sărit un lemn în ochi. Da? Mm -hmm. Adică Toată chestiunea asta era, nu conta că ești profesoară universitară sau muncitoare, dar bătaia era sport național. Era atât de normal. Și atunci noi de asta cauționăm și de asta vedem cu toleranță. Pentru că noi am transformat anormalul în normal. Adică stai puțin, dacă nu bați ai o problemă. Și am transformat chestiile astea inclusiv în învățăminte. Femeia nebătută e precum calul destrunit zice o vorbă populară românească. Da? Nu știu. Da? Adică, așa. băi, stai puțin. Ca să o educi, <coughs> tu trebuie <coughs> să o bați. <coughs> pentru că ei e rea. Da? Te duceai Știe la preot. Ea de ce o bați, Te ai la preot. Și preotul îți spunea, stai puțin, că nu prea poți să pleci așa cum vrei tu din căznicie. Da? Nu prea poți. Ca acum, ca și element de noutate poate într-o discuție, este că prima care a venit și a schimbat Macazu și a zis, bă, noi susținem femeile și emanciparea femeii din zona asta. A fost fizic seric ortodoxă. Până la începutul secolului 20, dacă o femeie divorța, ea rămânea fără nimic. Chiar dacă ea venea cu o avere considerabilă în căsnicia aia, mm -hmm. ea rămânea fără nimic. Și atunci multe nu divorțau, rămâneau în nebunia aia, în închisoarea aia, cum mm -hmm. nu ai numit o numim totul, pentru că altfel erau supuse efectiv să, sără... da erau, deveneau sărace. La revedere, drum bun. Dar nu le mai lua nimeni, Corect. pentru că erau curve, uh -huh. deveneau stigmatizate și așa mai departe. Și atunci, cum să spun, erau nefericite o viață întreagă, dar cel puțin supraviețuiau. Biserica Ortodoxă a venit prima dată și a susținut dreptul la divorț da? și schimbarea legislației, astfel încât femeile totuși să își obțină înapoi averea cu care au venit în căsnicie și a creat primele uh, adăposturi pentru astfel de femei care vreau să iasă din căsnicie. Nu s-a nurtat mult. Pentru că a venit comunismul și s-a luat capăt. În comunism nu exista în spațiul românesc bătaie și violență. N-aveam așa ceva. Muncitorul și comunistul era ăla care își respecta partenera, tot era bine și frumos. Da? Adică nu, noi nu vorbeam despre chestiuni de genul ăsta, că nu le aveam în societate. Mm -hmm. Doamne, ferește, la noi nu, nu exista. Și atunci, logic toate lucrurile astea au generat un fel de afaceri din nou revin, normal. Timp de 30 de ani după Revoluție, noi n-am discutat cu adevărat pe chestia, nu am dezbătut, nu am avut cadre legale serioase, nu am început să combatem stereotipul ăla și stereotipul se schimbă greu foarte greu. Prejudecata aia înrădăcinată practic, 100 de ani se practic, schimbă foarte greu. Practic ce spui tu e că <coughs>, lucrurile au fost la fel în ultimii 50 de ani, să zic. Nu, nu, în 100, 2, 500 de ani 3 4 5. Primul cod, primul cod de legi al lui Dionisie Lupu din spațiul românesc. Da, are capitole privind uh, uh, violența domestică. Uh -huh, uh -huh. Și citesc din memorie. Da? Noi, bărbații, aveam dreptul să ne batem femeia cu palma deschisă. Nu aveam voie să dăm cu pumnul. Mm. Se spune foarte clar acolo. Se spune clar ce dimensiune trebuie să aibă parul. Dar trebuia să fie cuprins de cele două degete. Nu trebuia să se rupă. Dacă o se rupea, era o problemă. Adică, cu alte cuvinte, nu dădea atât de tare. Dar dacă o sau, un sau era ea care Sau care nu era... se rupe. Sau un oh, nu, ea care nu se rupe. Era elastic. Mm -hmm. Da? Puteam avea inclusiv drept de viață și de moarte dacă puteam demonstra că ea a vrut să ne omoare. Da? Puteam să o batem, da, fără vrăjmoșie, zice în asta, și să o băgăm între hiare, adică să o închidem. în, boteț, în coteț, așa. da? În anumite condiții. Mai bun. Deci de acolo am plecat. Primul cod, da, 1600 și cât Dumnezeu a fost al lui Dionisie Lupu. Da? Al lui Vasile Lupu. Da, asta voi Chestia a lui Vasile Luca. Da. După care, de acolo am plecat. De acolo vedem. Am ajuns, pe urmă, în 1900, în care lucrurile astea, cum să spun, nu mai erau legiferate neapărat. Dar nu erau interzise. Da? Adică era greu să ca un om, un bărbat, să fie sancționat în vreun fel pentru că și-a bătut nevasta și copiii. Pentru că era o cutumă acceptată tolerată, dată ca normă. E normal, erai șeful casei. Aveai drepturi. Și dreptul tău era inclusiv să-ți educi familia. Asta e. Iar educația nu se făcea cu vorbă bună, ci... Și asta era parte din educație. De aici, femeia nebătută e precum calune strulită. Dar urmă a venit partea comunismului în care am zis, nu mai discutăm deloc. Bă, cam complicat cu chestia asta. Exact, am legislație. Când am legislație, da? Dar tot sistemul lucra împotriva legii. Uh -huh. Da? De-aia, în continuare, poliția uh, vine și zice, ai dute acasă. Explicați-vă, exact. nu știu da, ce la. Deci, ala, noi că... avem un mod de a face <coughs> în ultimii 4-500 de ani. Și în ultimii 30 de ani, de când cu E. Da? Ăștia au zis, bă, stați puțin că sunteți prea sălbatici. Mă. Bă, sunteți prea sălbatici. Adică. Voi vă omorâți așa, ca tâmpiții, și nu mm -hmm, răspunde mm -hmm. nimeni. Ia, hai, achi comunitari. Și noi am avut chestii în achii comunitari, da, da, da. în, în politicile de aderare, pe care noi le-am pus în legislație, dar nu am făcut chestia să le internalizăm. Adică, luați-le așa, e un proces de schimbare. În sociologie, în anumite rezistența la schimbare. Da, și luptă cu elemente culturale. Prin cultură, înțelegând tot ce ne s-a transmis non-genetic. Pentru că nouă, non-genetic. Ni s-a transmis ideea de a călca pe picioare femeia să ne fie supusă da. în momentul în care te căsătorești. Că da? bărbatul e om. că bărbatul Femeia nu e om. Exact. Că bărbatul ridică pălăria, o scutră, o pune în cap, e bărbat. Femeia cu, cu ideea că poate să aibă câte aventuri. Nu e o problemă. Da? Femeia, în schimb, dacă are o aventură, e curvă. Da? Ni s-a întărit ideea că femeia, dacă are o fustă scurtă, și este admonestată, da, pe pe stradă, este victima unei hărțuieli, băi, vina ei, bă, băiatule. Unul din patru români, deși eu aș merge că doi sau trei, <gri> dar zice unul din patru români la statistică, unul din patru români crede că o femeie poate fi violată dacă da. merge acasă la un bărbat. Da. Și doi din patru români justifică violul. Da. Da. Pentru că, știți cum bărbatul încearcă. Aici e diferența de percepție. Mhm. Mm noi am fost obișnuiți cu, ideea că bărbatul încearcă. Încercarea asta nu are o limită. Sigur, eu pot să intru în spațiu tău personal, pot să spun pun mâna pe cur, pot să-ți bag mâna între picioare, pot să spun, draga mea, un decolteu mai adânc la muncă, pot să fac o glumă de ochiată. Habar n toate astea sunt încercări. Pentru că e libertatea mea de a încerca. Nu contează că încercarea mea da, violează spațiul tău intim. Pentru că nu se pune în discuție chestia asta niciodată. Uh -huh. Spațiul intim al femeii n-a fost niciodată discutat. Da? În ultimii ani, că de aici începe da, noua idee. Femeile au venit și au spus, stați puțin că noi avem spațiu intim. Trei var vouă, da, 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 da. Adică, nu poți să încerci așa cum vrea mușchiul tău. Da? Adică, bă, nu poți să-mi bagi mâna între craci. Că nu merge. Da? Stai mă, că eu am încercat ce ți-am făcut, cum trăiți ar ție, familie. Trebuie doar să zici. Acum, unul dintre jocurile pe care eu îl fac în zona, de la, în cursurile mele, eu, printre altele, da, predau minorități și echitate și una dintre uh, zonele pe care le atac este fix egalitatea de gen și uh, gender issues. E un joculeț în care îi pun pe oameni să aleagă într-un expozeu între o persoană care cere un favor sexual, dacă ca vinovăție, grad de vinovăție, mm -hmm. o persoană care cere un favor sexual pentru îndeplinirea unui serviciu, da, și o mamă care îi spune fetei, într-un anumit context, fetei sale, mami, eu nu-ți spun ce trebuie să faci, tu trebuie să decizi. Da? Adică, chestiunea e cam așa simplă ca să vă înțelegi. Da? Deci, o mamă, o puștoaică, da? se duce la maică sa, vrea să are nevoie de un serviciu, se vine la tine, dragă, și zice, mm -hmm. dragă, am nevoie de serviciu ăsta. Și sigur, ți-l dau dacă te culci cu mine. Primarul din Botoșani. Așa. Da, ea nu știe ce să facă, okay. se duce la maică sa, exerciții mai amplu, dar se duce la maică sa mm -hmm. și zice, mami, uite ce am pățit și mama îi zice, băi, fii atent, eu E greșit ce vrea ăsta, dar eu nu pot să-ți impun. Să... De, adică, tu trebuie să alegi. Adică, cum să spun, tu și, Eu spun că e greșit ce, ce a cerut ăla. Nu e mm -hmm. normal. Mm -hmm. Dar eu deja nu acționez eu în locul tău. Tu trebuie să acționezi. Marea majoritatea societății cu care eu am lucrat până acum, okay. și toate exercițiile, da. principală vinovată o scoate pe mamă. Mama e vinovată. Mama e principală vinovată. Că nu e interzis. Când a luat -o că n-a luat-o de păr, n-a dat-o capul de pereți, să o închidă în turn, da? să zic că nenorocito, okay. da? Iar scuza pentru agresorul sexual, știi care? A încercat, mă. El nu a băgat în -a... Nu i-a dat cu băta în nu cap. Nu i-a dat cu băta în cap. Uh -huh. Adică, uh -huh. dacă e cu băta în cap. Da? Atunci. Bă, ești conștient ce zici? Da, e incredibil. Bă, ești conștient ce zici? Adică, faptul că o mamă îi spune unei fiice, da, băi, fiate. Presupun că majoră. Majoră, da, trebuie să alegi, puiule. Eu ți-am spus, nu e bine, nu, nu cred că e bine, dar eu nu sunt în viața ta. Noi avem mentalul ăla că știi, copilul, da, cred l îl iei de păr da, eu. și bineînțeles, mama-i de vină pentru tot. Mm -hmm. Mă, tu ai văzut chestia aia, îți da, da, aduce aminte de copilăria ta, dar uh -huh. da. cădeai și te julei. Cine era de vină? Mama. Da, fă, Din cauza asta bune. noi nu mai avem azi, e o chestie foarte importantă, infrastructura a fost făcută de societate, astfel încât, Copiii să nu se mai lovească la locurile de joacă. Copiii să nu se mai poată juca Corect? Da, 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 da. Asta da. avem noi. Da. Și nu mai există joc liber. Nu deci, mai există nimic. Însă tot ce era bun, de unde venea? De la, de la, la tată. tată. Da? E, noi încă suntem tributari, modul ăsta de a fi. Noi încă cauționăm elemente de genul hărțuire sexuală. Ai, mă, ce-a făcut, acum, nu mai ai voie nici să-i spui lui aia, bă, ce bună ești, trăiți arți, familie, ce te-aș fute. N-ai voie să spui asta? Păi mm -hmm. nu, e nașpa, că e colega ta de muncă, adică e hârfire, mm -hmm, dracu. Mm -hmm, mm -hmm. Bă, ești prost, dar eu am spus, homo neandertalus, <laughs> da, A spus asta de mii de ani, bă, și am supraviețuit așa. Tu vrei să schimbăm acușa? De fapt, toată discuția asta, de asta știi că de aici am început. domnule, n-am știut. Ne-a Nu. Ne-a ne faptul că cineva atentează la puterea noastră de mascul feroce. Noi, adică eu am văzut nu mai putem multe deciden. femei deranjate. Foarte sigur, multe Am văzut comentarii incredibile. Dar sigur că da. Pentru că întotdeauna, știi, internalizarea stigmei se numește. Mm -hmm. Ai să vezi foarte mult. Deportarea s-a făcut și cu uh, participarea directă celor vizați de deportare. Sclavia, da, s-a făcut cu participarea directă a celor care, pe urmă, deveneau sclavi. Adică, oameni care vindeau sclavii, dar erau de foarte multe ori cei din ăla, să zicem așa. Da? Pentru că erau buni. Internalizarea stigmei din nou un concept. Adică, spune unui copil că e prost 10 ani și întreabă după 10 ani și o zic, ce ești, mă? Și ar trebui să zic că e prost. Logic, în momentul în care tu ai fost învățată că trebuie să fii cu minte, nu trebuie să deranjezi. Da, faptul că tu ai avut fusta până aici, așa ai stat puțin așa, era de fapt o invitație să, la, să te violeze ăla. Mm -hmm. Că bărbatul sărac, cu ce vrea să facă? Când a văzut el așa un pic de pulpiță, l-a bucat nebuneala și n-a putut să se abțină, băi. Exact. Și atunci, normal ca să ripăie, dar ce treacu, nu știa unde se duce. Înțelegeți? Mai e, mai, e, mai e chestia asta. Eu mi-aduc aminte în anii 90 și, și se leagă direct de, de treaba asta. Veneau polițiștii la noi la ore. Da. La a, șaptea... Eu am făcut a, după 90, a șaptea, a opta și apoi liceu și... Și veneau și începeau să ne spună, în, în special fetelor... Da. Să nu poartă bijuterii de niciun fel. Da. Deci nu cercei, nu lănțic, nu, nu știu ce nu aia. să nu lase nicio bucată de piele deci, la, la, vedere. la vedere. Adică nu, da, să nu existe și uh, erau chestii care se întâmplau la școală. Și eu da. bă, și nu te duci, nu faci, nu trebuie. și Eu stăteam și mă gândeam, bă, suntem nebuni, nu nu există treaba asta. Și tot văd acum oameni, gen, mă rog, oameni gen Godină și alții asta. mai, mai vocali, care zic, domnule, acum ce să zic, te duci și tu cu... Uh, te să... Uh, eu de modă veche, dar trebuie să te întâlnești de câteva ori. trezi. Băi, unde se întâmplă asta? Adică, eu mi-aduc aminte de adolescența mea, mă uit la adolescența copiilor Așa. de azi Bă, nu se văd mai mult de două, trei ori înainte să fie unul acasă la celălalt, celălalt Sigur, acasă la ăla. Da. Să știm, a, că noi părinții știm, bă, cu cine ești, cu x ești, cu unde cine e. Stai să dau o e... asta, asta suntem, e altă treabă. Da. Da, suntem de relativ aceeași vârstă, da, și uh, am trăit, cred că, relativ aceleași experiențe. Da, eu mi-aduc aminte, când eram puști, da, noi stăteam într-un cartier unde erau băieții buni, da, și erau și băieții mai puțin buni. Da, și mi-aduc aminte ce pățeau unele fete numai când treceau pe stradă. Exact. Da, de la mizeriile alea a căzut da, fata, da, fă, da. fă băga mea, și face! Da, da, da? Dacă nu se întorcea și nu se prindea, ai tu pe o fă o Lucruri pe care noi băieții nu le primeam. Eu n-am fost niciodată fluiera pe stradă, crede-mă, de femei, cu toate că trup de gen. nebunule, ai făcut-o okay, okay, da, eu și cu Adonis. <laughs> da? Da. Și atunci, noi n-am primit niciodată o palmă pe cur. Mm -hmm. Am văzut multe. Mm -hmm. Da? N-am primit niciodată o palmă peste ochi Că n-am răspuns pozitiv Cu un zâmbet sau încurajând Când cineva a intrat în spațiul meu privat În cel mai mojic mod Asta le-am văzut în partea cealaltă Nimeni nu mi-a adresat cuvinte obscene da, Pentru că aveam pantaloni mai scurți mm -hmm. Și mi-a văzut cracii Păi mei păroși Și a zis aa, aa, Ce leșină acum Măi, noi chiar nu înțelegem lucrurile astea Ne facem nu? că nu înțelegem da? Adică le-am trăit pe astea. Adică nu putem să spunem, stați puțin că, de fapt, băi nu, fetele alea nu greșeau cu nimic. Erau pe stradă, îmbrăcate în felul în care ele simțeau să fie îmbrăcate. Nu era cu nimic indecent, să fim onești. Mm -hmm. Nu eram atât de spălați pe creier și încurajați să fim masculi alfa, într-un în, în anumit mod, încât nu țineam cont de mm -hmm. sentimentele celuilalt de individualitatea celuilalt și așa mai departe, pentru că era femeie. Marin Sorescu rândul el, știi poezia? Nu. La noi, femeia pupa mâna bărbatului. Până mai e din ea, zicea Marina lui Petru. Am nu știi? Mm. Femeia, ce știe femeia? Ea să stea la coada crăpătorului, să așeze condirile pe corlată și să lase politica. Aia e pentru noi, e pentru oameni. Mm -hmm. 1970 da. în spațiu da. românesc. Adică noi uităm da, de unde, unde am plecat. Noi uităm bătăile pe care mamele noastre le-au luat, surorile noastre, bunicile noastre le-au luat. Noi uităm lucrurile astea. Noi uităm. Nu, dar... nu doar că uităm, le ducem mai departe. Iată. Le cauționăm? Le -și da? cauționăm, dar le ducem mai departe. Poate. În multe cazuri, da, mm -hmm. le ducem mai departe, dar chiar dacă nu le ducem mai departe... Uite, eu nu i-am zis niciodată partenerii mele de viață, nici măcar du-te-n IB. Da? însă în același timp știu oameni care nu sunt violență în familie, dar care zic: ai mă, totuși, mă, ce a făcut mă I a dat două palme acum mare căcat." Mm -hmm. Da. Adică avem chestia asta pentru că noi am trecut prin povestea asta, da, pentru noi imaginea tatălui rămâne imaginea tatălui. Acum că nu mai este, spre exemplu, încercăm să rămânem doar cu alea bune în minte, mm -hmm. cele bune tinerele să se spele. Da? Și zicem, stai, mă ce-a făcut de fapt. Adică noi trebuie să ne uităm, totuși, că societatea asta arată într-un mod și că ceea ce va fi nu este bun pentru copiii noștri. Dacă noi continuăm același mod de a face lucrurile. Tu ai fată. Are aproape 20, ai zis. 22. Doamne, ajută. Eu am copilă de 11 luni. Oh! Trăiesc. Mă gândesc cu groază da? ce fel va arăta societatea asta. Și tu îți iubești copilul și eu îmi iubesc copilul. Și nu știu cum aș reacționa dacă cel cu care va alege, sau cea cu care va alege, știu eu ce o să fie copilul meu, Doamne, iartă-mă, da? să fie în familie, își va bate joc de ea și o va călca în picioare la modul propriu, bă, nu știu cum aș reacționa. Da? Și atunci eu trebuie să mă gândesc ce trebuie să fac astfel încât din egoism și din iubire față de copila mea, societatea în care ea va trăi să fie una care să înfiereze astfel de comportamente. Da. Pentru că dragostea, iubirea, respectul nu are nicio legătură cu agresiunea fizică, emoțională. Exact. Și rău așa da? crește. De exact. Așa crește exact. răul prin... Da. faptul că toți ceilalți care asistă se uită în altă parte. Cea mai dură formă de <coughs> discriminare mm -hmm. da, este ignorarea. Cele mai dure lucruri în societatea asta s-au întâmplat întotdeauna pentru că am ignorat răul. Mm -hmm. Exact da. asta. Se, e, e un cetățean uh, care e oprit de, de Răzvan Anghelescu de la Vax Populi și întreba de treaba asta cu bătaia și... Eu zice, dumnezeu, stați puțin că e treaba lor familială, nu. ce mă bag eu, că vecinul își bate nevasta sau își bate copilul nu. sau că ăla de sub mine abuzează... am fost obișnuit. Uh, da, sau că profesor... Ai văzut-o pe aia cu profesorul, cu, cu, antrenorul de not de la Dinamo? E de săptămâna trecută. Da, da, da. Antrenorul de not care a violat o fetiță în bazin de față cum mai să Îți dai seama, asta e, asta, asta patologie. Și copila a putut să vorbească despre asta abia după ce a ieșit din mână. Asta e patologie. Da? Problema da. e alta, Dragoș, pentru că... Eu, cum să spun, infractorul e infractor. Ăla e un om bon lav. Da. Din punctul meu de vedere, da, chelu, care are versurile alea, cum să spun, halucinante, frate. Citesc din memorie, da? să-i pui punga în cap și să-i spargi dinții. Bă, nu mai e un om bolnav lav să pună pe versuri chestiile astea. Și nu glumesc, acum nu vreau să jignez, Doamne iartă-mă. Însă dacă tu ai imaginea asta în cap și o pui pe versuri să o cânti, bă, nu e sănătos la cap. No. Și omul e absolut. Toată. Omul e vedetă de televiziune. Exact. Exact. Deci, e mai eu, eu aduc efect. exemplul exemplu ăsta. Nu pentru că am ceva cu el Doamne ferește, eu înțeleg genul muzical diversitate să fie sănătos <coughs> Muzica aia nu e da. despre panseluțe Nu e despre macarale râd Din soare argentii mm -hmm. E despre din astea Însă, în mod, Și de despre din astea Dar în momentul în care tu ai imaginea asta Pui asta pe versuri Și tu ajungi săptămână de săptămână la TV Băi, nu am văzut pe nimeni că se oriblează Dacă a zis fetița asta da, de 24 Bun, de ani. Că A eu de pildă nu m-am uitat niciodată la niciun minut. Tu din, nu te -ai uitat. Uh, foarte bine respectivă. pe audiență. Da, asta e. Da, da, da. Tu nu te -ai uitat, Și asta oamenii zic, domnule, și zic, bă, am o problemă să când deschid, să văd să văd un astfel bă, la de om da, Sigur, acolo. nici eu și nu mă uit. Da? Dar da. e adevărat că nici n-am protestat foarte Consumator de stand-up, stand, da. de stand eu sunt da. mare consumator de stand-up, eu nu mă uit la emisiunea aia. Da? Pentru că nu pot să văd un astfel de caracter. Un astfel de personaj, ridicat la rang de vedetă națională, la care, apropo, se uită copilul ăla, mă, care cu, da o de la Erika, când pulă. Mm -hmm. Mamă, ce nenorocire. A zis, bă băiatule. Da. da? Dar faptul și, că ăla da, da, despre... alea se râd, ca să zic așa, la acele emisiuni Exact. În și zice, uite, bă, ce băiat deștept. Mă. Da, 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 da. Ăla care zice de White Supremacy, ăla care zice că femeia trebuie călcată pe gât și, bă, da, mm -hmm. dinții scoși, dar rupți. Și ăla care zice că da a fi rom în, e o nenorocire Ăla care zice moarte gheilor Ăla Ăla, ăla. Mm -hmm. Tu l-ai transformat în Da, Gigi Becali Bă, îl vedem zilnic la TV trăița Zilnic Da, vă aduceți aminte când înjura în direct Gigi Becali? Pe toată lumea mm -hmm. Ce am făcut? Super ok E super ok, mă Minunat! Există o, un da. comentariu la noi, pe uh, pentru că eu sunt siderat și de chestia asta. Cât de mulți oameni uh, atât de departe uh, de, de valori, de realitate, de normalitate, de, se uită da. la noi. Noi vorbim despre asta da, foarte plăcut, des. Și stai și te uiți și îți vine să spargi ecranul când citești no, nu, nu, comentariile. Eu, nu, 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 și eu, știu eu stau, mă uit cu totul și zic... Bă, le mai zic ăstora, bă, suntem urmăriți de o grămadă de tâmpiți, da, mă. pentru că A, nu, mă. Un mesaj la emisiunea de marți. Dacă vocea care transmite mesajul din melodie ar fi fost masculină, ar fi avut mai multă putere și un impact mai mare. Da, mă. Să trăiești tu! Da, Pe păi vorbea despre feroce. Incredibil! Bă, vrei să nu fac... s-ar fi sesizat nimeni dacă asta... Ar fi fost zis să dă un bărbat. <ră> bă, nimeni! da. <De>, <ră> Însă, uite, mai îți dau un exemplu. Da? Avem două partide în momentul de față în România cu un mesaj care pentru mine, da, cum să spun eu, este într-o răul suprem. Mm -hmm. Da, aur și SOS România. Maioneză. Da? Sos. Așa. Da, da. Mă v-ați uitat vreodată la live-urile lor? Mă, eu nu. Bă, trebuie să Recunosc. Suport. Nu, greșești. Nu am cum. Iată, în gelul, la mine e o chestie foarte... Eu nu pot să mă uit la pur și simplu, deci nu pot să mă uit la lucruri și, să faci. și de aia că să înțelegi, uh, Sunt de, de multe atunci. ori luat așa prin surprindere de mi se spune, ai văzut nu știu ce? Și mă duc să încerc, să mă uit. Bă, după un minut mi se Bă, face da, rău. O chestie, da, și închid. Asta e. O să ți se facă și mai rău dacă ai ajuns de trebuie. Băi, nu că eu am zis că plec, dacă e, să atunci întâm... fă tot ce trebuie ca să nu pleci, <laughs> da? Să nu plec. Și pentru asta trebuie să cunoști rău, să-l vezi, să-l simți, să-l miroși. Mm -hmm. Da, nu uita, da, diavolul biblic da. Da. era favoritul, a fost îngerul favorit. Da? Mm -hmm. Adică Dumnezeu îl știe foarte bine. Da? Mă trebuie să faci și tu același lucru. Dacă Dumnezeu săracul cunoscut scupă diavolul, cred că și tu poți să te uiți la niște clipuri, să-ți dai seama de ce. Da, vorba. da, până la urmă. E, dacă te uiți la clipurile alea, măi care, cum să spun, sute de mii de vizualizări, frățică, da, live au mii de urmăritori, în momentul ăla, instantaneu. Mm -hmm. Da? Doamne, iartă-mă. Deci, ce face Erica? și ce a spus Erica? e... Nimic. Pistol cu apă, mă. Da? Adică, noi am ridicat la rang de valoare bapa mătii. Înjurătura, dihonia, spurcăciunea. Da? Noi am ridicat la rang de motivare da? A iubirii de țară. Mm -hmm. Ne supărăm că a zis una exact în pula mea. Băi, serios? Doi, dacă cânta, habar n despre dragoste și zicea în pula mea, atunci zice bă, nu prea se pupă. Dar muzica asta noastră e de extrem, mai ales popul românesc, e foarte plângâncios, cu iubire, cu dragoste, cu plânsete. Și nu ne place asta, ce să faci așa. Genul ăsta de muzică e altceva. Eminem, Dr Dre și mulți mm -hmm. alții că tot am dat exemplele astea. Băi, nu cântă despre dragoste. Da, ce frumoasă e viața. Motherfucker, sac mai dic, dar vorba taxi, da, nu înseamnă de te dracul să mă pace. Cum ar zice doamna Nistor, Nistor, <laughs> știi? Pentru că adică înseamnă cu totul, da, băi, vedeți melodia lui Eminem, Mam în care, da, vorbește despre maică să da, un personaj care e maică nu știu dacă chiar vorbește despre maică sa, habar n În care, cum să spun, la final îi spune mori. Da, ai murit, să nu crezi că te o stăie vreodată, ești norocită O face în toate feluri. Mă, nu e despre dragoste, trăi varfă, o familie. A noi credem că, repet, motherfucker înseamnă ce bine, ce frumoasă ești, eu e pentru că foarte puțină lume înțelege versurile în engleză, Bun. sunt hai foarte mai, puțin. Hai să ne Hai să ne reclamaia cu la cursuri în limba engleză, e, e o reclamă, sunt în mașină cu familia. Da. Și uh, e reclamă la, b, ia cursuri de limba engleză, da. o, o firmă care face da. cursuri de limba engleză. Și în mașină uh, el ia și un copil sau doi copii, nu mai nu mai rețin exact, știi? Și uh, dă drumul la o melodie, la o piesă uh, la radio. Înțelegi? Și încep toți să versurile erau I wanna fuck you in s, nu nu am asta și ea Și apoi vine și zice ia cursuri de limba engleză. Să înțelegi ce dracu zice el acolo Correct, și. De... da. Mm -hmm. Doi, prezența în în spațiu media românesc. Hai să ne uităm la filmele de seară. Mai filmele astea. Mm -hmm. De pe pro, de pe pro TV Antena 1 prima astea, mm -hmm. canalele mei nu. Da prima prim n băga. Da. Cel mai recent film de 25 de ani. Da? Bă, așa, astea. Cred că și în care... alea americanești. Așa, care da. filme mai recente. Bă, cred că dacă nu găsești cel puțin 10 înjurături da. nu e film. Cel puțin 10. Corect. Da? Mai oameni buni, adică faptul că tu nu înțelegi, nu înseamnă că ar trebui să dai ochii pe spate și la și să faci un protest și să zici, băi, fraților, noi vrem bipuri când zice ăla la, mm -hmm. da, sac mai dic, noi să facem, mai pic, da? Și ca să înțelegi despre ce e vorba. Adică, mie mi se pare un dublu standard și un fariseism îngrozitor. Nu ne-a deranjat în jurătura, că dacă ne dăm la în jurătura, nu. făceam la multe alte chestii înainte. și ne-am luat de formă, nu în loc să discutăm. -a, deran fond, a deranjat da? mesajul și a deranjat modul în care mesajul, pentru că, bă, ne-a pus, a zis, bă, Mirel, nenorocitule. Mm -hmm. Aia ne-a deranjat. A fost N-a fost pusă cu... Nu și-au cerșit drepturile, mm -hmm. mă, de data asta. Că până acum și-au cerșit drepturile femeii. Nu și-au și cerut drepturile. Și-au cerșit drepturile. Bă, de data asta a fost un scrâșnet așa în care a zis, bă, du-te, mă, în pula mea. Mm -hmm. Aia ne-a deranjat. Ne-a tentat masculinitatea noastră, societatea asta patriarhală. Exact. Aia a deranjat. Că uite, uh, sunt foarte multe... Uh, Episoade care au fost, de pildă, cu abuzurile în mediul universitar. A, mie am spus, sau ce? Știi, uite, a fost asta cu bădău, acum, recent, la Facultatea de Jurnalism, nimeni nu vorbește, nimeni nu Nimeni nu nimic. Vorbeam cu nu știu ce jurnalistă, da? Și i-am spus, draga mea, câți ani ai? Atâți ani. Minunat, extraordinar. Pe subiectul ăsta. Ai auzit de scandaluri la tine în universitate despre profesori care se ocupă cu studente? Da. Și? Păi și nimic. Mm -hmm. Minunat. Ai auzit de primari care au fost realeși după ce s-au culcat cu minore? Da. Ai auzit de judecători care au justificat un act sexual cu o minoră, el major, mm -hmm. spunând că minor a provocat bărbatul la major, Minora de 14 da. ani a provocat omul da, ăla de 30. Era, e, da? da? da, da, da. Ai auzit? De cazuri. Ai auzit de primari care au fost aleși în funcție, realeși, după ce au fost uh, prinși, da, da, da. dovediți cu chestia asta? Da. Ați auzit de politicieni români care făceau la un hotel din București mare partid? Da? Orgii sexuale cu femei? Da. Ați auzit de că suntem numărul unu în trafic de persoane, da? În România și că exploatarea femeii la noi mm -hmm. e sus de tot. Numărul unu la nivel european, uh -huh. Uniunea Europene. Da. Da. Știți de când se întâmplă toate astea? Din ultimii 30 de ani. Ia zice ce s-a întâmplat. Da? Ați auzit de femei care sunt omorâte în bătaie? Da. Ați auzit de femei care, da, care, peste care vine bărbatul, care are ordin de, prote de, de protecție? O omoară. Da? Și o omoară? Da. Știți de câte ani vorbesc femeile de brățări? pentru ăștia și nu se întâmplă ce trebuie. Care s-ar putea întâmpla, și mă rog, da? a început să se întâmple, dar se putea întâmpla de acum 20 de ani. Dar câte spații protejate mm. avem noi pentru victimele violenței domestice în România? Exact. Câte nu știu ce, câți specialiști avem? Care sunt sistemele de, 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 de protecție și de acompaniere a, a victimelor și așa mai departe? Ce facem noi, mă, cu adevărat pentru chestia asta? Nimic. Și ne oripelează când cineva ne zice, dă-vă în pula mea. Băi, eu, mie mi-e rușine. Eu când am simțit, deci credeți-mă, când am auzit versul ăla, deci am fost printre primii, printre primii da, oameni cu mulți așa urmăritori mm -hmm. pe Facebook care am zis, bă, super șmecheră melodia. Am văzut-o când avea 5.000 de vizualizări, cred că. Și am arătat-o soției mele, da, melodia, echipei mele, da, și noi, grupul de lucru cu care eu lucrez. Da, soția mea, în primă fază, da, a strâmbat de nas când a auzit înjurătura. Da? Înjurăturile. Mm -hmm. da? în după care în a doua, după ce asta, stat și a, ascultat, a zis, bă, și mie chiar rău, mă, frate. Eu pot înțelege faptul că uneori, dar pentru unii, modul de comunicare nu este cel la care tu rezonezi cu adevărat. Exact. Pot înțelege asta, mm -hmm. da. pot înțelege că modul tău de comunicare nu conține astfel de cuvinte. Păi de înțeles. Și apreciez e dreptul tău. Fără să Nu neapărat de acord cu violența. Bă, dar nu arunca apa cu tot cu copil. Nu arunca apa cu tot cu copil. Adică, bun, fă dreapta cu abstracție de alea două. Nu te-au deranjat, pot să înțeleg. da, Băi, dar vezi mă ce a vrut să zică cu adevărat, mă. Și e, e exact ca aia ca în postare, tu ai o postare în care ataci niște chestii și faci o greșeală gramaticală. Mm -hmm. Și da, îți apare unul care da, nu unul, vreo 2000 care spune: mm -hmm. "Miați nu legat, dezlegat, nu delegat boule." Și toată lumea știe, toată lumea începe să te înjure pentru că tu ai făcut o greșeală de, de ortografică. Dar generată de habar Uite, n-ai o carte, mă. Bă, n-ai o carte și ai scris, mi-ați legat. Bun, hai. Bă, dar nu poți să te uiți pe ce am vrut să zic cu adevărat? Nu mai e superioritatea mea să-ți arăt. Dă te dreacul de prost. Mi-ați dezlegat. Bă, boule. Dobito cu dreacului. Și, da, de fapt, atunci mi-am arăt supremația. De fapt, atunci sunt deranjat de mesajul ăla. Nu știu cum să te pun la punct. Da? Și găsesc o chestie de formă Bine aici să la știu geali. că asta e un pic periculoasă. Din ce punct de vedere? Uh, avem un premier, am avut uh, încă unul înainte, am mai avut unul înainte. Și uh, da Așa, avem, avem la ora asta un premier care nu știe să vorbească. Da. Românește. A, așa. Eu n-aș merge pe ideea bă, e importantă ideea pe care o spune. Pentru că trebuie să-i spun de fiecare dată că postul de premier este incompatibil cu un prost. Aici nu sunt de acord cu tine. Eu sunt. Eu sunt foarte de Fii acord. Atent. Un premier care nu știe să vorbească, n-are ce să caute în poziția aia. Ia Poate să comenteze pe Facebook. Ia Dar de Înțeleg? ce n-are ce să caute? Pentru că înseamnă că n-ai făcut acei pași care să-ți permită să ajungi acolo. Nu Pune cine. Nu mă... Uite, asta e opinia mea. Minunat. Mm -hmm. Da. <coughs> în momentul în care o să alegem pe criterii de genul ăsta, atunci, da, avem tot dreptul să spunem asta. Da. Adică, în, adică moment... în opinia ta, nu există un uh, uh, nivel la care ar trebui cumva să te oprești cu, de exemplu, demnitatea publică? Pă, pă, da, uh, da, dacă aici, tu nu ști de... să vorbești... În momentul în care vorbim adică de criterii meritocratice. De... Da. În momentul în care societatea eu, electorul, eu, păi eu nu, ăsta, în, am în vedere În teorie și conform legii, vorbim despre meritocrație. N-ai voie nu. să te angajezi în director practic. la o firmă dacă n-ai facultate în zona... politică, nu. În, în zona în politică, în politică zonă... nu vorbim de meritocrație. În zona politică. Ba, dă-mă, trebuie să ai liceu ca să fii în. Da, frate, dar e nu meritocrație, e un criteriu minim. Sunt niște standarde minime. Meritocratic înseamnă cel mai bun din. Da? Standarde minime. Să fii cetățean, să zici varză viezul rămâns... Și să ai două coaie e standard minim. ăla ai minim. Nu are nicio treabă. Că la noi cu femeile nu prea în mm -hmm. poziție din De deci tu trebuie să ai coaie. altfel mm -hmm. e mai complicat. Da. da. Însă, ce vreau să spun eu așa, în momentul în care noi votăm cu bapa Mătii și nu avem în noi înșine electorul, elector, uite, mm -hmm. eu da, nu votez pe Dragoș pentru că mă reprezintă cu adevărat în mai mare măsură decât ceilalți. Ci îl votez pe Dragoș ca să nu-l votez Mândruță <laughs> Da? În momentul ăla nu mai vorbesc de meritocrație. Eu am votat în bapa mătii. Eu am votat contra. Și atunci că tu ai să ajungi prim-ministru, bă, în alfabet cum ești? Bă, nu te-am votat eu? Că la am ajunge acolo, că l-a trimis Sfântul Duh. Nu e așa, uite, pe cu nu l-a votat nimeni prim-ministru. Da, 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 e jocul partidelor politice, jocul parlamentar pe care, pe care eu îl accept implicit. Adică, eu nu votez prim-ministru. Eu votez partidul dacă care vreau să câștige alegerile. Da, dar tu, -ai, tu ai votat PSD ca să nu iasă PNL și PNL ca să nu iasă exact, PSD. Exact, înțeleg. Și vine unul ca Iohani și îi unește la putere. Soarte. Nu mai există reprezentativitate. De acord, de acord, de asta e Tu nu, nu mai ești reprezentat. E, ești reprezentat în momentul în care taci. Uite, revenim la chestia aia. Ok. Da, da, da. Adică, în momentul în care se întâmpla... Și venea societatea civilă și zicea, bă, stați puțin, noi nu suntem de acord cu povestea asta. Mm -hmm. Și mișcări civice, și proteste, și habar Nu se făcea Desbate. acel guvern. Nu se făcea acel guvern. Mm -hmm. Sau existau șanse mari exact. ca acel guvern să nu se facă. Dar noi ce am făcut? Exact ca în bancul ăla. Români, luptăm până la 1. Așa mâncați aș gura reata, la două să mâncăm și doi puțin. Corect. Da? Cam așa a fost. Noi am crezut că ne-am făcut datoria de cetățean, că ne-am dus 5 minute. Cei care ne-am dus, 30%, să votăm. Să am votat, da. da? După care, după mine pot, -o, pot, -o, pot -o. Ia, să fac alții, dar societatea e civilă ce face? Dar ONG-urile alea ce fac? Mm -hmm. Păi să facă, bă, Dragoș, bă, de asta, să facă X. Nu, bă, nu. Drepturile astea sunt o chestiune de zi cu zi. Cetățenia tu, e o chestiune tu de zi cu zi. Exact, tu trebuie să o faci zilnic. A, ajungem și acolo imediat. Hai să uh, uh, închidem uh, un pic, bineînțeles nu poate fi închisă discuția pe, uh, pe treaba asta cu uh, această dezbatere. Uh, și ce te-aș întreba? O vezi la cum uh, stau lucrurile acum? Vezi uh, să se meargă un pic mai departe? Adică să avem grijă la ce legislație avem și ce legislație hmm. respectăm? Să, să ducem lucrurile mai departe? în afară de această discuție, care e doar în mediul online, atenție, e foarte important. Discuțiile din mediul online, am abordat subiectul și la Vocea Nației acum vreo două săptămâni. Uh, marea problemă cu discuțiile astea online e că se aprind foarte, foarte repede, și se sting la dar fel. se sting la fel. Și ideile care uh, sunt discutate aici ies din această discuție uh, în mediul digital n-ajung să aibă repercusiuni în viața reală, n-ajung să... Uh, nu se întâmplă nimic în, în urma lor. Um, aici depinde foarte mult de ceea, tot ceea ce se întâmplă. Credem că și ideile lui Platon și a lui Socrate erau în Agora. Dar până când? Mm. În agora au fost expuși... Dar agora care... nu era Facebook. Nu, era o agora. Da. Da? Fizică. Însă, fizică. însă, în agoraia fizică, la un moment dat, au fost aduși și cei care puteau să schimbe lucrurile. Adică, și în discuțiile astea de online, trebuie aduși, aduși oameni care pot schimba lucrurile care sunt în poziția să schimbe lucruri. Și aia trebuie să-și asume. Sau trebuie să fie împinși să se asume de către. Uh -huh. Dar cei care își asumă din nou la rândul lor. Nevoia de schimbare e, În țara care se gândește iar la referendumuri mm. De familie și la mm. tot felul de uh, uh, Există în acest moment Crezi tu Măcar semințele alea necesare Pentru a duce discuția asta La următorul nivel Adică bă, să părți. recunoaștem problema Și să începem să facem de ceva De ambele părți Atenție Există și embrionul ăsta Să recunoaștem problema și să facem ceva Că eu văd că doar o negăm. Dar atenție, există și din partea ilaltă. Să rămânem la fel și dă vă pe voi cu ăștia care recunoașteți problema, noi vrem mai multe. Și mai există și a treia, care zice, stați puțin, au prea multe drepturi. De fapt, noi trebuie să ajungem unde eram înainte, la un control și mai puternic. Mm -hmm. Dar e mie că în anul 2024 noi ne jucăm un pic direcția. Adică nu uitați că în jurul nostru da, au apărut așa în țări mult mai civilizate și mai educate decât noi, dar au apărut curente politice puternice care au reușit chiar să impună da, controlul corpului femei. Da, adică, femeile să nu mai aibă dreptul să avorteze cum vor ele. Mm -hmm. Da, vezi Polonia? Polonia, da. frate. Da? La care, cum să spun, intelectualitatea e de vreo 10 ori mai puternică decât era la noi. Da? Și decât este la noi. Adică, noi trebuie să ne uităm un pic că lucrurile astea au un anumit tip de dinamică într-o Europa care nu se simte foarte bine, unde extremismul mușcă din ce în ce mai mult, o Europa care nu mai are lideri carismatici, unificatori, cu niște alegeri în America care s-ar putea să schimbe poli de putere și să creeze puțin haos la nivel global, cel puțin în următoarea perioadă, dar da, cu o Rusie care este extrem de puternică, vocală și care investește foarte mult în stabilitatea geopolitică a Imperiului Țarist și mm -hmm. da? așa mai departe. Și în dezmembrarea da. democrațiilor tot, din jur, adică... Tot. Totul vine la pachet. a scos... Da? Deci, deci Rusia n-a tras un cartuș și a scos Marea Britanie din UE așa, doar pe rețele. Doar, uite, doar așa. Deci, noi trebuie să ne uităm la toate lucrurile astea și să fim conștienți că rolul societății civile, rolul ghelnerian de a contrabalansa puterea statului fără a dori să ia locul, este în momentul de față fundamental. Uh -huh. Adică noi trebuie să ne gândim că 2024 nu mai e despre ce fac ceilalți, ci despre ce facem noi. Fiecare dintre noi. Da? Și că România asta o să arate cum o facem, fiecare să o arate în colțul lui. Să nu credeți că cei care doresc, de exemplu, interzicerea avortului, nu o să-și facă treaba. Eu o să-și facă treaba. Și bravo lor că și-o fac. E credința lor, e punctul lor de vedere. Asta e democrația că îți place sau nu ți place. Nu -ți sunt cu nimic inferior. Respectă-i. Trebuie să contrabalancezi opinia lor cu opinia ta și să faci lucruri mai bune decât ei ca să câștigi oamenii care sunt nehotărâți exact. să te susțină. Nu e vina ăluia că el vine și susține propria idee. El asta crede. Nu poți să-l consideri retrograd, împit, cum vrei tu, nu-ți arăți decât superioritatea și ești fraier, pentru că tu, da, nu faci decât să-i mai tare. Mm -hmm. Respectă-i, frate, respectă-le opinia și contrabalancează-o. Vino cu argumente, astfel încât să câștigi cât mai mulți suporteri. Dar vino cu smart economical arguments, să-i faci pe oameni să înțeleagă de ce, dacă aleg aia, da, pierdem mai mult decât câștigăm. Dar vină cu argumente emoționale, să-l faci cum va impacta măsura aia copilului și ce se va întâmpla ca să poată să aleagă partea cealaltă. Noi uităm, și creștinul practicant, ortodox practicant, nimic mine, ne vorbește, că în momentul în care a trebuit să alegem între Isus și Barabas, ne-am ales pe Barabas. Noi uităm, și că Dumnezeu a îngăduit asta. Mm -hmm. da? Noi uităm că avem liberul arbitru cine devine? Extremistul? Da, șoșoacă. Nu, frate. Îl avem. Sapolski te-ar contrazice cu argumente. Păi el el, este acolo. Rău e acolo. Își face talentul. Mm. Dar tu ce faci? Eu m-am săturat să o arăt pe șoșoacă cu degetul și pe, pe, pe Simeon. Sunt acolo, frate. Doamne ferește, nu sunt nu o să militez niciodată ca ei să nu mai există. Ferească Dumnezeu, nu. există. Da, da sunt. Da, da. da? Ce facem, Dragoș? Da, ne pute? Sau zicem, bă, stai puțin, ăsta e rău. Mm -hmm. Trebuie să-l vedem. Și să-l contrabalansăm. Da, da, ce, ce te faci, că asta e dilema celor mai mulți dintre alegători? Ce te faci cu această opinie. domne, deci dacă ăia răi, voi îmi spuneți tot timpul că și ăștia care ne conduc sunt răi mm -hmm. și atunci eu de ce i-aș vota pe ăștia și nu le-aș da și eu lor o șansă, nu? Dar uh, alegerile astea, și am spus, sunt între ceea ce este perceput ca fiind etalonul hoțului versus etalonul extremistului. Mm -hmm. După cum ați văzut, cei care se reprezentați în desintagma asta hoți ne antagonizează împotriva extremiștilor, spunând, uite, extremiștii nenorocii. noi să facem marșuri împotriva extremismului. Europa, ăia care sunt extremiști, ne antagonizează împotriva hoților, corupților, nenorociților, exact. la pușcărie cu voi. Deci asta e joaca, de fapt, între extremiști și hoți. Mm -hmm. Tu ai de ales. Eu o să aleg tipologia hoțului. Vă spun foarte onest. Deci, gelul dumneavoastră, da? domnilor și domnilor, agentul electoral al Coaliției da. PZD-PNL. Și vă spun și de ce. Așa, da? Că îmi place sau nu îmi place, asta este oferta pe care o am acum. Mai mi-aș fi dorit să am, dar repet, și practic, dacă era... Practic noi avem o alegere sau discutăm despre o iluzie a alegerii? Avem o alegere. Nu avem o alegere bună, avem o alegere între trei pâini stricate. Avem o alegere bună în funcție de ce e în fața noastră, știți? Păi nu, dar tu în fața ai trei pâini stricate, frate. fraților, astea sunt... Ce cumperi? Asta sunt... Ce cumperi? Cumperi ceea ce îți face mai puțin rău. Cumperi ceea ce te reprezintă în mai mare măsură. cum vrei. Nu neapărat că alegi răul cel mai mic. Nu mă. arăți pe cei care te reprezintă în mai mare măsură. Cei care vor face ca viața copilului meu să nu fie un dezastru. Okay. Da? Eu ce provin dintr-o face... da. familie da, care a fost deportată. Din 40 de oameni, în perioada celor de alte ori, s-au mai întors doi. Tatăl meu printre ei. Tatăl meu, când a fost deportat, avea trei ani. Da? A fost deportat de niște politicieni care vituperau niște mesaje care seamănă izbitor cu ceea ce extremiștii actuali promovează. Uh -huh. Da? UE de vină, străini, străiniți vină, nenorociți, migranții, anti-anti-anti. Da, anti, anti, da? Și atunci, politicienii vremurilor au considerat că trebuie să aibă grijă de minoritățile balast i-a deportat evreii și romii. Da, repet. Politicile alea pentru mine au fost însângerate. Pentru mine personal. Mm. Biasul meu, dar experiența mea de viață, nu mă face să rezonez vreodată la ceea ce extremismul ăsta îmi spune, mai mult decât atât, literatura, cartea pe care am citit-o, mă face să văd subiectiv ce-i drept. Că din punctul meu de vedere, niciodată când au ajuns să la putere, nu au produs până stare. Niciodată. Mm. Pe de cealaltă parte... Ever, adică să ne înțelegem. Dar, repet, e părerea mea personală, pe chestia asta argumentată cu literatura și cu știința pe care am avut acces. Nu, e un fapt, stai puțin. Repet, argumentată din literatura pe care am citit-o. Da, Pe de cealaltă parte, am niște hoți. Că îmi place sau nu-mi place, nu e totul. Nu neapărat. Cei percepuți ca fiind hoți. Percepuți, E, de că, că e, vorba că de percepție. e un amestec de hoție și prostie, A, de, cu incompetență. Nu. Și, Atenție, e... și mai e și un amestec de altul. E și un amestec de oameni de calitate. Mm. Da? Pentru că ne place sau nu ne place, cea mai bună perioadă, ever, din dezvoltarea României e asta. Că ne place sau nu ne place, dar n-am avut numai politicieni dobitoci toți au fost o apă și un pământ, cum au mm. ști de multe mm. ori generalizăm. Adică păcatul generalizării conduce către o negurare a, a minții. Și vedem că, de fapt, în bube, mucegaiuri și noroi, dar sunt, au fost și alte lucruri. Uh -huh, uh -huh. Doi, mai avem și niște instituții ale statului și niște instituții europene care poate să-i mai pună la pumpă ăștia cu hoția. DNA... Miliția, uite, la un nivel Europa, da, uh -huh. pnrr ul Comisia Europeană. Deci am mai multe argumente să cred că, totuși, rău pe care îl provoacă cei care fiind per... și cei cu care, care știu să lupt, poți. Că luptăm de 30 de ani cu da? cu rău ăsta. Doi, ăștia luptă mai corect decât ceilalți. Trei, mie cel mai mult mi-este teamă de lup îmbrăcat în piele de oaie Măi, de ăștia, știu, știu că sunt lupi. Știu până unde am încredere. Până unde... Știu că până la 12 pot să descurc. După 12... Și cum îți păzești buzunarele când te-ai exact, tine? Exact, okay. cu ăștia alți, istoria ne-a arătat că n -a, lumea a încercat. Lumea a crezut, a zis, nouă, nu să ne se întâmple. Ai noștri, sunt buni, de fapt. Bă, și n-a fost așa. Deci, între cei doi, mm -hmm. exponentul hoțului și exponentul extremismului, fără putință de tăgad. Eu, unul, votez exponentul hoțului. Deci nu sunt agentul electoral. Eu v-am dat cu argumente. Mm. Da? La fel cum, spre exemplu, la alegerile trecute, eu am argumentat de ce votez UDMR. Eu am votat UDMR. Și am zis în felul următor, dragilor, atenție, mai 2000, deci martie 2020, o să intre în Parlament, nimeni nu credea, o forță extremistă. E scris, da? articolul, da? Public. Da? O să intre o forță extremistă. E, nu știu procentul, dar cu siguranță o să intre. O forță extremistă, fără un partid puternic al minorităților care să contrabalanceze, ne duce în haos. Uh -huh. România a fost în haos în anii în 30. Acea Cuza și toată grașca cea vestită din anii 20 până în anul 40, da? Și-au făcut de cap. Și atunci, pentru mine, ca cel care ține la democrație, prezența vocii minorităților este obligatorie în Parlament. Uh -huh. Și atunci eu o să votez -o de mereu. Și am votat-o de mereu. Lucru pe care l-aș face din nou în aceeași situație, în același context. Dar noi am votat exponentul hoțului în 2000, 2000, cred că. Vadim versus Iliescu. Am votat exponentul, da, uh, uh, cum să spun eu, răului mai, nu, nu, răul mai mic, numiți-l cum vreți dumneavoastră. Că noi toți știam cine e Ioanis. Nu cred că ne așteptam. Nu știam da, eu nu mă așteptam, crede-mă, să fie avion. Mm. Că n a de vot, cu nimic. Nu, că e nu avion. te așteptai să fie avion, dar nu știai că e atât de rău. Păi ce Băsescu că știe că, că e atât de rău? Că, că poate fi atât de rău. Iliescu știe că e atât de rău. La Iliescu toată lumea știe n bă, nu cred că e atât de că rău. Știa. Da. Dar uh, răul uh, reprezentat da. de Vadim era mult mai mare. E, Apropo de cum noi, românii, am votat întotdeauna OK. Da. Noi, românii, cred că suntem cei mai OK votanți, am făcut o emisiune pe tema asta, cei mai competenți votanți a, cu o mică excepție, din cred. lume. Cu o mică excepție. Care? Nu știu dacă nu ne-ar fi fost mai bine cu Joana, președinte Care? Nu știu. Mm. Nu sunt convins. Am uh, argumente. În, în 2009. În 2000, cât a fost? Da. Da? Nu știu, deci, în momentul de față, nu știu dacă nu ne-ar fi fost așa, uitându-mă înapoi, mm -hmm. nu știu dacă votul ăla pe care eu l-am dat pentru Traian Băsescu n-a fost unul greșit. Mm -hmm. Și cred că cu Joana lucrurile ar fi stat altfel. Nu sunt convins. Da, a fost acolo, nu? Nu putem să vorbim de o decizie, mai vorbim și de. <laughs> da, eu vorbesc, uh, de votul meu. Gre da, vorbesc de votul meu. Greutatea. Vorbești de votul meu. Eu l-am votat pe Băsescu. Mai e și această uh, uh, conspirație, să zicem așa, dar care are niște fundamente serioase în realitate cu faptul că, uite, serviciile au ridicat pe ăștia, cu extrema ca să nu fie absolut nicio problemă. Știi, pe modelul Iohannis Dăncilă, turul 2, bine, și bă eu, am aici, înțelegem eu am aici și... o strategie și, uite, continuând discuția, că discuțiile se leagă. Uh -huh. Eu cred că referendumul pentru familia a schimbat fundamental politica, cel puțin în ultimilor ani. Uh -huh. În momentul în care partidele mari au trădat inițiatorii Coaliției pentru Familie. Pentru că trebuie să recunoaștem că a fost o trădare. Pentru că ăștia, inițiatorii, au bătut palma cu partidele mari. Da. Dacă vreți să ne jucăm așa cu extremele și cu ex metaforele, repet, metafore, uh -huh. metafora Rusiei da, a fost trădată de către forțele astea românești politice. Corect. Mai când au văzut ăștia că de fapt și au promis să ăștia nu se întâmplă, și au zis, băi, să ne facem noi jucăriile noastre, mă. Mm -hmm. Adică voi nu, cu voi nu se poate. Păi să ne facem noi, ne facem noi jucăriile noastre și atunci vă dăm șah, trei varbo o familie. Ceea ce s-a întâmplat. Adică sunt aproape convins da, că referendumul și rezultatul de la referendum ne-a făcut să nu vedem ceea ce urmează și am fost total nepregătiți pentru ceea ce urmează. Noi am crezut atunci și din platforma Respect, eu am fost în platforma Respect, că am învins. Însă n-a fost decât o bătălie de etapă. Bătălia mare vine. Mm -hmm. Bă, și suntem cu chiloții în vine. Adică noi nu înțelegem. Mai e chestia Dacă asta. E exact, cum se, filmul ăla cu orcile, care e, mă? Gandalf și cu. cum se numește frate, da? Mordor. Așa? Uh, nu știu, da, cu. E fix acolo, suntem. Așa. adică bătălia stăpânului Să Stăpânul da? da. Suntem băi pe acolo. Uh -huh. Adică. Bătălia pentru mordor, e încă pe acolo. E departe. Uh, mai e și chestia asta. Uh, vor apărea din nou vocile care ne vor spune că trebuie să mergem cu toții la vot, că e foarte important să fim toți acolo și uh, pe mine mă înspăimântă această perspectivă. <laughs> Pentru că, în opinia mea, uh, uh, se discută, se mai discuta pe acolo, pe acolo despre, apare discuția asta periodic în societatea românească despre votul obligatoriu. Ai, nu, eu despre, nu. și stai și te uiți așa și zici, bă, voi ați văzut ce produce educația românească, ce produc familiile din România, ce produce școala românească. Oh, Doamne, uh. știi, dacă e să luăm. Uh. Eu cred că dacă toată lumea vine la vot, am pus-o. Uh. Aici pot între principii și uh -huh. realitate. Uh -huh. da? Eu nu cred în votul. ăsta... Sunt oamenii care spun asta, cred că rezultatul votului ar fi cu totul altul sau ar fi bun. Dacă toată lumea s-ar prezenta, premiza e falsă. Multiplicând. Nu, nu, nu. Adică s ar putea difere... să fie mai rău decât atât. Asta zic. Sigur zic. Da. Însă, în același timp, eu cred că e nevoie de o astfel de fotografie. Da. În ce sens? Bă, Să știm cu adevărat că nu suntem atât de buni, harnici, ospitalieri și europeni. Ok. Deci a, a, ar, fi, da. ar fi. O trezire realitate. Da, adică ar trebui să ne o luăm odată. Dar trebuie să ne o luăm periodic noi. Da. Eu sunt. Și stăteam de vorbă cu mentorul meu academic pe chestia asta. Și eu cred că România are nevoie periodic de doza sa de pesedins feroce, de zona sa de extremism feroce. Noi avem nevoie periodic de chestiile astea. Dar știți de ce avem nevoie periodic? Pentru că noi n-am discutat despre ele cu adevărat. Noi nu am înțeles. Noi... Măi, noi încă ne raportăm la comunist la 30 de ani după, nostalgic. Mm -hmm. Exact, de... uite, revenind, părintele abuzator pe care îl vedem doar frumos. Exact. Devenind de la chestie, mm -hmm. noi am cauționat tot. Și am zis, bă, stau, ce bine eram atunci. Ce copilărie frumoasă aveam, frate. Mm -hmm. Tăteam toată ziua, ne jucam, făceam. Tăteam de. Vor... Nu aveam, bă, copiii de, de azi, nu mai știu să vorbească. Bă, dacă noi aveam Facebook, la fel de alienați eram, poate mai rău. Mm -hmm. Da? Dar noi n-aveam. În sociologie se spune, un comportament depinde de context și de situație. Noi comparăm merele cu perle. Corect. Nu au le fructe, dar la au niciun gust. Mm -hmm. Da? Ei, noi cred că trebuie să ne le luăm periodic până când o să învățăm să comparăm merele cu mere. În momentul de față, noi ne raportăm foarte mișto. Regalitatea, ce bine era. Bă, România interbelică. Bă, bă dracu, eram ultimii din Europa la toate capitolele și atunci. Sigur ne-au scos ea din mocirlă. Sigur că eram în mocirlă până atunci. Da, că a fost o perioadă, cea mai bună perioadă de până atunci pe care România a avut-o. Sigur că da. Mai da tot ultimul din Europa la educație eram. Ultimii. Citiți-l pe gusti. Să vedeți ce indicatori aveam în anii 30-40. Marea perioadă interbelică. Da, noi uităm că Haret da, a, făcut, a adus școală la țară. Că n-am avut școală la țară până la Haret. Noi îl vedem pe haret marele reformator în educație, pentru că a dus școala. Voi vă înțelegeți, mă, că noi de asta îl vedem reformator în educație? Că a dus școala acolo. Unde de nu cea... era. Că unde nu era. Și de ce a dus-o? Pentru că ăsta, regele, venea și zicea, bă, schimbați pe cine vreți voi, dar Haret să rămână la educațiune. Hmm. Pentru că omul ăla, dintr-o mentalitate occidentală, da, cu știință de o carte știa că educația e investiție pe termen lung. Și zicea, bă, ai nevoie de stabilitate, de un plan. Bun, vreți să schimbați societatea asta? Păi la educație, trebuie să ducem prima dată la fel educație. Nu Iohannis, cu da, a educat. Ca... <rătă> <rătă> da? Adică oamenii au avut un alt... Și noi, noi considerăm, noi premiem normalitatea, Dragoș. Mă uit la toate galurile pentru profesori, toate galurile. A făcut da, ăla la educație. Da, da, da. Păi -a, scrie, aia să aia scrie acolo, profesor. Aia trebuia să facă. N-a da, da, da. făcut, cum să spun, n-a da. luat copii din mediul ăla vulnerabil și a făcut olimpici care au câștigat medalii. Da, da, da. da. da? Sau i-a luat să-i rupă, să-i facă. Nu mai a trecut clasa. Adică n-au abandonat. Și tu îl premiezi pentru asta. Da. Noi am transformat chestiile astea, pentru că nu avem la ce să ne raportăm. E normal, eu nu spun că e rău să facem asta. Eu spun că sunt etape de dezvoltare. Dar mm -hmm. Adică ce trebuie da, să înțelegi? mai de să știi că premiez un profesor care ia copiii de la 3 și 4 și îi duce la cu 6 și 7, da. decât ăla care ia copii de 10 și îi duce la olimpiadă. Dar să-l ducă cu adevărat la 6 și 7. Da. Normal. Înțelegi? Absolut de acord. Munca e mult mai multă. Dar eu nu cred, adică tu de asta ești plătit. Tu îmi da un exemplu, dacă ai succes în, în emisiunea asta, unde ești contractat, dau un exemplu, ai succes, da? Mă, tu ești premiat dacă ai de la un mit... deci tu ai un minim da. ca să continui contractul. Da. De la niște puncte de rating în sus, ai bonusuri. Mm -hmm. Mă, dacă n-ai atins punctele de rating, tu nu ești premiat. Corect. Faptul că tu performezi în scala aia, dată de job description, să zicem, da, așa da, da, da. e ceva normal. E pentru asta te plătesc. Mm -hmm. Că tu te duci mai sus, minat. Ai coborât sub standardul, ăla ai zburat. Corect. Și te duci pe internet mâine. <laughs> adică noi asta nu înțelegem. Mm -hmm. E ca da. și cum tu dacă ai ratingul ăla de 2, dau un exemplu, mm -hmm. sau 2 e enorm în televiziune, da? 0,5. Mm -hmm. Băi, bravo ție, frățică. Nu mă, frate, e 0,5. E normal să am 0,5. Mm -hmm. Da? Nu păi dacă n-am 0,5, mă duc la plimbare. Păi, e normal să treacă. 0,5 face copilul mira. Ăla, da. E normal copilul ăla să știe să scrie, să citească când termină clasa. Păi tu mă primiești pentru asta? Da. Păi de ce mă primești? Da? Pentru că noi avem mentalitatea asta. Mm -hmm. Băi, să zicem mersi, De fapt, aici merge și așa. Sunt multe tare pe care noi trebuie să le schimbăm, dar sunt normale. Eu cred că ceea ce România, și încerc să ajung în zona de concluzie, ceea ce România a reușit în ultimii 30 de ani, e fantastic. Dar inclusiv în zona de drepturile femeilor. Gândiți-vă că acum 20 de ani, Unu, o astfel de melodie n-ar fi existat, ca să ajungem la mm -hmm. ce am început, Da, o astfel de polarizare în societate n-ar fi existat, o astfel de dezbatere n-ar fi existat. Acum 20 de ani... Da, avem o da, dezbatere, crezi că avem o dezbatere? E un embrion de dezbatere, da? e un manifest pentru o dezbatere. Eu, eu văd că și atunci când discutăm, știi că da, nu avem uh, o, o piață a ideilor în România, știi? Când, și când discutăm, noi discutăm prost, discutăm greșit, discutăm... E un început. Atenție, tu spui că e greșit. Eu zic că peste două săptămâni nu va mai exista nimic despre acest subiect. Depinde studiu. și de tine, depinde și de mine B și depinde și de mulți. Da. Dacă tu, spre exemplu, peste două săptămâni vei relansa discuția altfel, dacă eu peste patru săptămâni voi relansa discuția altfel, dacă noi în campania electorală vom aduce oameni în dezbateri care candidează și vom întreba ce faci mă tu cu chestia aia, dacă organizația asta cu tare va face. Cum oamenii, dacă, alegătorii. Trebuie să meargă anul ăsta, asta repetăm săptămânal, să meargă, să discute cu candidații și să vorbească despre da, aceste probleme. Facă treaba. Bă, ce ai tu în program, tu, de la consilier local, primar, da. consilier județean, președinte de așa până la parlamentar și parlamentar european? președinte, nu mai zic și așa, bă, ce ai acolo și ce faci pentru asta? Uite, eu vreau să avem mai multe spații verzi, să pot să merg cu copilul nu știu unde, să fie mai puțină poluare, să am aceste spații de întâlnire fizică pe care, iată, am ajuns da. noi să ni le facem. Noi, noi construim un da, teatru la proiect. Noi am construit un centru comunitar. Exact. Să mergem pe bani privați, pe tot, sunt niște devizuri enorme, băgăm, am ajuns să, am ajuns undeva la jumătate de milion de euro, este enorm. Noi, 300 și ceva de mii în centru. Da, exact. Este, este enorm pentru puterea noastră și ducem toate resursele de aici să, să construim lucrul ăla împreună cu o cantină socială, cu alte chestii, pentru că nu există această infrastructură da. de întâlniri Nu poți să te vezi la mall să discuți de acord, astfel de probleme. De acord. Da, n-ai unde. Da, Primăriile nu participă, nu, nu, par. nu dau Asta aceste -am locuri. am spus la început, noi am deschis în sectorul 5 de câteva zile, da, un primul centru comunitar din București. București nu are centru comunitare. Uh -huh. București nu are centru comunitare. În care, în interior, noi avem și un debate house, o casă de dezbatere, uh -huh. de 50 de locuri. Atâta putem noi să ținem pe banii noștri și pe banii partenerilor din mediul privat care ne susțin. Uh -huh. Da? Tocmai din dorința de a oferi spațiu de dialog. Da. De a crea ceea ce în engleză se numește accountability. Să aducem politicianul, uh -huh. reprezentantul să spună, uite ce vreau să fac. Să primească feedback. Și așa mai departe. Revenind, România asta e o țară superbă sau o țară de căcat pentru că noi o facem să fie superbă sau de căcat în jurul nostru e absurd ca în momentul în care pe mine mă doare la bașcheți să zic că România nu-i mișto fă-o bă în jurul tău respectă-mă femeia tău, respectă da, da. femeia de lângă tine respectă-ți nevasta, respectă-ți fica mama și așa mai departe nu-ți bate nevasta, vorbește frumos și cere asta și celor din jur și să vezi că lucrurile s-ar putea să se schimbe E absurd să ceri să se schimbe societatea în momentul în care tu vrei să-ți bați, tu bați în continuare și consider că bătaia este educație. Eu o dispută aici, am avut-o și cu domnul profesor Mircea Miclea, care nu mai crede în materie de educație, de pildă, în schimbarea de sus în jos, ci crede în schimbarea de jos în sus. E, bun. Tu unde ești? Eu cred că în ambele sunt. Mm -hmm. Dar eu fac mare de jos în sus, dezvoltare participativă de 25 de ani și îmi dau seama de limitele ei. Uh -huh. Și Uite, ca să dau un exemplu în educație. Pot să fac eu orice ca cetățean, la nivel local. Dacă formarea inițială a cadrelor didactice făcute de universități nu se schimbă, degeaba. Pentru că eu așa. Și uite, îți dau un exemplu simplu. Eu îmi doresc copiii cu dizabilități să fie în școala mainstream, eu mi-aș dori ca școlile alea da, cu speciale, pe care eu le-am numit în studiile mele cimitrie educaționale, să fie desfințate mâine, dacă se poate. Okay. Însă sunt conștient că în sistemul actual aș face mai mult rău în foarte multe cazuri decât bine. Și spun și de ce. Profesorul pe care îl formează universitatea, domnului Miclea, printre altele, nu este obișnuit să învețe, cu, să lucreze cu diversitatea. El nu știe să lucreze cu copiii ăștia. Și Uite, Gelul Duminică și Dragoș Pătraru sunt în profesorii formați. Noi intrăm într-o clasă de 30 și de copii. Uh -huh. Și avem unul, da, care se dă cu capul de masă tot timpul. La modul propriu. Și îi fac eu frății. Că, că eu nu am pregătit. Eu nu sunt pregătit. N-am profesor de sprijin, că sistemul nu mi-l dă. N-am consilier, că profesor, sistemul nu mi-l dă. N-am asistent social, că sistemul nu mi-l dă. N-am, nam, nam. n, -am, n, -am, n -am. Ce fac eu cu ăla? Deci, varianta 1, eu... pentru care noi înfierăm. Ne nenorocitul de profesor, sistemul este este nepre... nu vrea, bă, e discriminatoriu. Corect, e discriminatoriu. Dar nu din vina profesorului. Pentru că de sus sistemul <gri> nu mă face, nu mă acompaniază nici pe mine, eu nu pot să-l... Pentru că ăla când începe la modul propriu și dacă cu capul de perete, ăla are nevoie de sprijin, copilul nu are nicio vină că ești la gura. Nu are nicio vină. Copilul ăla la are dreptul. Să în care vin părinții celorlalți copii să ceară să-l iei de acolo. Înțelegi? Presiunea e fantastică. E fantastic. Da? Și noi ne zicem, da mă, presiunea de jos în sus. Păi presiunea de jos în sus nu e suficientă. Că de sus în jos trebuie crea, de, de sus în jos trebuie crea cadrul. Înțelegi? Sau să fie vorba de această presiune pe, o presiune care plecată de jos în sus să oblige. Păi, da, de asta. Cele două vin, cele două vin aici. Și da. s am dat exemplu simplu. Însă noi nu ne la copilul ăla. Ăla care stă cu capul de bancă. Mm -hmm. nu, nu, nu pornim la discuția de la faptul că ăla Pentru are Pentru că dreptul nu construim sistemul în jurul acestor copil. copil și în, nu, nu, și în jurul, și în jurul acestor, acestor copii. Da? Pentru noi, noi de la premiza clară. Ăla este inferior copilului meu. Da, Dar sistemul nostru educațional la ora asta n-are în centru copilul. Suntem, indiferent suntem de... Suntem absolut de... de acord pe chestia asta. Dar da. știi, noi am pornit de la discuția de sus în jos mm, sau jos mm, în mm. sus. Bă, nu, nu există ori-ori. Există și și. Și și, ok. Da? Și ți-am dat un exemplu elocvent pentru care presiunea de jos în sus nu e suficientă. Mai mult că ai de jos în sus poți să te ducă într-o zonă. Părinții care vin și protestează scoate exact. copilul ăla, în care tu încalci drepturile în unor copii Ceea ce se întâmplă Ceea ce se întâmplă Înțelegi? Adică, Și nu e neapărat să fie un copil Care se ducă pe o bancă am sau... Am dat un a exemplu a care să fie violent. vizual E de ajuns să fie un copil uh, De etnie romă de da. E de ajuns să fie un copil care uh, Taică-su este în penitenciar Exact uh, Maică-sa este bă, bă, hiv mm -hmm. da? E tăcă Habar n-am exact. măsa e de la țară E săracă Părinții mm -hmm. săraci. Sunt atâtea tipologii. Da? Însă eu am dat un exemplu vizual da, 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 da? da. care să fie cât se poate de elogvent pentru cei care ne privesc. Mm -hmm. Băi, e complicat. Adică noi trebuie să înțelegem totuși că lucrurile astea stau puțin altfel. Eu pe domnul la apreciez în multe. Însă recunosc că nu sunt fanul domniei sale. Dar tocmai pentru că da, nu, 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 nu. a ales la un moment dat da? să se pună în turnul de fildeș. Da? Adică, din punctul meu de vedere, uite, mitul peșterea lui Platon, mm -hmm. rolul filozofului, cel care este iluminat, da? intelectualului, nu cel... este să dea mesajul, să facă ce trebuie în peștera. Mm -hmm. În momentul în care a primit da, lumina, să învețe să o dea. Domnul Micla este un specialist foarte bun, da, fără putință de tăgadă. Bă, dar și-a luat jucările prea repede și a plecat Asta da, poate fi acuzat de asta Dar de, de dat mai departe mie mi se pare că face un lucru foarte bun Dar nu era o discuție despre miclea Ci spuneam despre uh, treaba asta Dacă e de sus în jos sau de jos în sus Pentru că sunt uh, na, interesante toate, toate opiniile Ok, uh, hai să mai facem treaba asta mare drag Că, că avem foarte multe subiecte și aș vrea să abordăm un pic uh, separat treaba cu alegerile, când se mai apropie. Ce zici o să fie? Uh, mai primește democrația un șut în gură? Să comasează, nu să comasează? A, nu, nu. Nu mă pricep la asta, pentru că, la urma urmei, e o decizie politică. Din câte înțeleg, procedural este destul de complicat să se comaseze. Din câte mm. înțeleg, nu mă pricep la chestia asta. Am argumente și pro și contra, mai degrabă contra decât pro, comasare, dar pot înțelege și calculul mm -hmm. ăsta uh, matematic, da. să zicem așa. Uh, Vor ieși românii de... la vot? Nu mai mult decât au ieșit până acum. Nu mai mult? Nu. Dar noi ieșeam la vot înainte, numai că ne raportam exact. la niște cifre tâmpite. Exact. Da? Adică, aia cu domnule în română nu, nu e să la vot, e să la vot. Dar noi ne raportăm la 19 milioane de votanți. Mm -hmm. Mm -hmm. Noi exact. Nu, nu mai 19 sunt. milioane nu suntem cu toți. Nu mai suntem. Da. O bună perioadă ne-am raportat la 23 adică de milioane, adică. Nu, adică... Nu. adică românul nu, <hă> nu e să la vot, da, mare. Da. Dar uh, a votează el conștient, votează cum știe să voteze, okay. cum a fost învățat să voteze. Da, eu lucrez cu adolescenți care intră în primul tur de vot, acum mm -hmm. da, mm -hmm. votează pentru prima dată, da care au trecut prin liceu. Liceu e bune. Mm -hmm. Dar elită, mă. Și care nu făceau diferența între parlament, guvern? Da, care nu înțelegeau uh -huh. ce înseamnă consiliul local și primărie? Exact. Da, și mai și au făcut chestiile astea în școală mm -hmm. în teorie. Mm -hmm. da. și atunci. Trebuie să ne uităm un pic ce creăm. Adică noi Nu-i nu pe copii cu aceste abilități, asta noi e Noi semănăm vânt și vrem să culegem cersenin. Bă, nu prea merge. Nu prea merge. Corect. Foarte interesant. Dacă vreți, sâmbătă sunt la Brașov, vorbim fix despre lucrurile astea, alegeri, cetățenie și toate celelalte. Și înțeleg că, deși e o întâlnire dedicată tinerilor, studenților, în sală există niște locuri libere pentru cei care vor să vină din afară, așadar aveți datele pe, pe rețelele noastre. Ok, și am ceva pentru tine. Noi avem cafeneaua asta unde noi prăjim cafea, facem, aducem un ceai organic și ai și cartea noastră aici, Atenție cu intenție. Și vreau să ne, mai ales în contextul ăsta nebun, vreau să ne recomanzi o carte care crezi că ne-ar ajuta, care crezi că i-ar ajuta pe, pe oameni să-și... Iată, nu o să recomand o carte, știi, pentru că e... o să recomand o poezie pe care o știe toată lumea. Așa. Cățeluș cu părul creț. Fix. fix! Nu cred! Jur! Du-te! Mă luați-o și citiți-o. Ok. Și uitați-vă la valorile care ne sunt transmis acolo. Aduceți-vă aminte cu câtă veselie v-ați încurajat copiii să înveți acea poezie, fără să le explicați de fapt care sunt normele pe care mm -hmm. acea poezie le transmite. Și gândiți-vă dacă nu cumva trebuie să schimbați asta, dacă trebuie să vreți să schimbați societatea. Vrei să luăm împreună poezie? Ok. luși cu părul creț. Mm -hmm. Fură rața din coteț. Și se jură că nu Și fură. Și se jură că nu fură. Dar l-am prins cu rata în gură. Mm -hmm. Cauționare. Să nu recunoști. Dar furtul care este tolerat. Dar, cum să spun, bă, nu e furt, de fapt. Mm -hmm. Nu-și o devină își ceilalți. Și, apropo, rața aia, ai văzut cum merge? Ai văzut-o și nu Bă, n-am furat-o, bă. N-am furat, bă, furat Eu doar am luat-o să nu o de alții. Nu, dar și ă, ăsta cățelușul cu părul creț era bărbat. Băi, dată, doi, bă, dar dacă suntem cu părul lins, dar aia cu creț. Da? Da. Bun, hai să continuăm. Da? Și vă spun doar așa în mare, că poezia e puțin mai lunguță față de ceea așa. ce știm noi. <ștri> și cu un buzunar. Hai la sfatul popular. Mm -hmm. Și păguța. Da? Să mm -hmm. fie, să nu mm -hmm. știu ce. Gândiți-vă că poezia asta în, în integralitatea ei reprezintă cam tot ceea ce noi zicem că urâm în societatea asta. Minciună. Da? Fugă de responsabilitate. Corupție. Și ar fi de foarte a... mișto să învățăm poezia în cheia asta, dar nu se Aha, întâmplă. Ai văzut. Uh -huh. da, De foarte multe ori, noi transmitem valorile, mizerii pe care noi o arătăm cu uh -huh. degetul, cu zâmbetul pe buze, fără să o contextualizăm. Uh -huh. Și sunt zeci de poezii, cărți, romane, da, Deci, oameni buni. studiate la școală. Exact, nu, vă, nu citiți Oșu, mm -hmm. da, mă, A, începeți așa. cu astea. Da. Începeți cu Balada Miorița. Și vedeți care sunt valorile care ne sunt date acolo. Mm -hmm. Cum, da, capitalul simbolic este ridicat fala. Oi mai multe mândre și mm. Cum urea față de minoritari, de, de ceilalți exact. este transformată la rang de artă. Uitați-vă la mănăstirea, Dirtute. da, uitați-vă da. la mănăstirea Argeșului. Da și vedeți cum la final Vodă când Manole zice: băi, poți să construiesc o mănăstire mai șmecheră ca asta." Vodă îi zice: "Mordă-te, drecu și a luat scările Mm -hmm. Rămâi dracu acolo, fala, mândria, el mai tare și mai mare. Dar uitați-vă la toate valorile. Nu mai zic astea. că de zidit, zidim tot o femeie. Da? A, asta nu. nu, mai spune. Adică... Da. Uitați-vă la toate valorile astea, uitați-vă la omul negru din poveste pe care noi l-am văzut ca etalonul răului, uitați-vă la femeia da? care a fost întotdeauna aia care era harnică, gospodină și degrabă vărsătoare și dacă nu toate era cu minte și făcea ce spune părintele. Uitați-vă la bărbat, bărbat da? Da. uitați-vă la toate elementele astea înainte să citiți pe oșo. Dacă da? toată lumea e cu oșo pe gură și nu știu cât înțelege. Nu, știu, da? asta și cu da. taleb. Acum, în ultima vreme, da. e taleb. Da? da. da? Mai, haideți, vă rog frumos, învățați să citiți. Nu doar reproduceți niște re reprezentări mm -hmm. ale unor litere în minte. Citiți cu adevărat. Înțelegeți. Începeți cu cățeluși cu părul creț. Mersi mult. Eu mulțumesc. Gelu și eu mulțumesc. Mai facem. Cu mare drag oricând pot. Mersi. Cele bune.